Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim de cei trei care țin prima pagină, Albert, Andrada și Antonia. Albert, asta e impresia mea, că nu place pe nici care dintre ele. El vrea să le cunoască pe toate și când zice asta, chiar vrea să le cunoască pe toate. Da. Am vorbit despre ei destul, acum vreau să spun la capricii că mama Andradei a intrat la telefon și a vorbit cu fata ei și și-a spus nemulțumirea de tot ce a văzut. Ce a văzut despre fata ei și despre Antonia a vorbit cel mai mult. Bine, și puțin despre Albert. Era foarte nemulțumită, da? Și doamna Vasilica, așa o cheamă, și a spus punctul de vedere. A zis ceva de genul că am dorit să intru în direct pentru că mi-am stricat liniștea familiei. Da. Și că Andrada are cei 7 ani de acasă și să nu mai fie așa dansatoare. Păi, de ce să nu fie dansatoare dacă era la petrecere? Să fie mai rezervată și să nu mai invite băieții la dans. Asta e corect. E corect pentru că se degradează într-un fel. Și zice că i-a plătit studiile de dans la Milano. Trebuia să specifică, să specifice că să știm noi că au studiat la Milano. Și să nu fie ea dansatoria și Albert cântărețul. Da. Iar să nu mai invite băieții la dans, să se lase invitată. Dar mai sunt și cazuri când invită fetele. Suntem în secolul 21, nu? Apoi bătea propoul la Antonia și spunea că ea nu are experiența celor 27 de ani, că este un copil. Să lase copilul liber. Corect. E pe lângă Antonia 7 ani diferență și se vede, mai ales că Antonia e foarte versată. Și crede mama Andradei că a fost atrasă în capcană de Antonia. Așa e părerea ei. Că Antonia a pus monopol pe Albert. Din moment ce s-a așezat atunci la liniere în spatele ei, gata, acum e al ei. Asta așa este, că prea se ține și Antonia după el. De fapt amândouă, dar era pe trecere. Oricum Antonia a exagerat, Andrada nu prea. Apoi Andrada a încercat să o tempereze și spunea, mamă, totul e ok, ok. Și mama ei comenta că nu i-a plăcut cum a tras de Albert, pentru că așa a făcut. Și nici nu i-a plăcut cum a încercat Antonia să se răzbune, pentru că s-a simțit rănită, normal. Că ea și l-a atribuit deja pe Albert. Acum, de ce mai are curaj altă fată și mai tânără cu 7 ani să intre peste ea? Deja l-a făcut bărbatul ea și a spus Antonia, bărbatul meu. Apoi, în încheiere, zice mama Andradei ca să nu mai fie furnizoare de haine celorlalte fete. Și asta e adevărat. Am văzut că toate au venit cu multe geamantane, fiecare au haine. Asta cu împrumutatul hainelor nu sunt de acord. Să știți că și eu am stat în internat cât am fost în școală. Niciodată n-am luat și n-am dat haine. Dacă ați urmărit sezonul 2, care ați urmărit, știți că mi s-au oferit haine, chiar rochii foarte faine de la Claudia, care avea niște rochii. Am refuzat de fiecare dată. Eu am dat, într-adevăr, am dat, dar nu erau purtate de bine, erau haine primite, care nu le-am pusesem niciodată, mai ales în perioada când luasem câteva kilograme. Am dat haine, am dat femeia aceea cu care am avut o dispută, adică dispută. N-am băgat-o în seamă o perioadă, eu ziceam bibiluța. Mama lui Adelin. Așa că sunt de acord, hainele nu se împrumută. Absolut deloc. Bine, dacă vrei să dai, dai de tot. Dar nu le împrumuți o oră, două, le iei înapoi. Nu. Pentru când am mai de mult, o dată sau de două ori, am dat o rochie și am primit-o înapoi toată arsă de țigare. Asta a fost ultima oară. Nu e un lucru plăcut absolut deloc. Laura, fata frumoasă, a fost invitată la cină, dar cina s-a transformat în prânz pentru că a fost
pe la orele 3, cam așa ceva. Dar mai bine, mai bine, pentru că băieții oricum s-au pregătit. Ea chiar credea că n-au nimica prin frigider, dar totuși, cât de cât cu ce au avut, au făcut, au făcut mâncare, au gătit. Și când a intrat, a venit și o mamă cu ala cu ciorbă, foarte fericiți băieții, și cu ciocolată caldă. Și, bineînțeles, toți erau cu ochii pe ea, erau foarte curioși de viața ei, a întrebat o sumedenie de lucruri, dar ea era interesată doar de Cristian. Chiar nu știu ce a văzut la el, pentru că nu-mi place deloc cum îi răspunde. Nu-mi place, nu-mi place nici cum se comportă. Încep să dau dreptate celor care l-au văzut la alte emisiuni, eu nu l-am văzut, pentru că urmăresc doar Mireasa. Încep să le dau dreptate. Și încă n-am văzut nimic, o să ședea la rama pe față, mai ales acum de când e pe locul întâi. Chiar zicea că mulți o plac pe ea. O plac. Păi o plac, e fată frumoasă. Dar mai sunt și alte fete. Bine, nu toate sunt frumoase, dar depinde de gustul. Păi de ce nu toți sunt frumușei? Chiar și Silviu vrea să o cunoască pe Laura. S-a arătat interesat. A zis că trebuie să se miște repede, pentru că ea e plăcută de mai mulți. Apoi băieții s-au scuzat că poate că nu au fost chiar gazde așa bune, din cauza că erau foarte obosiți. Dar zicea Laura că și a fost obosită, că nu e absolut nicio problemă. Păi cam greu să te odihnești bine în casa Mireasa, tot timpul e gălăgie. Eu cel puțin în 6 luni cât am stat, n-am dormit bine, timp de 8 ore, 7 ore măcar, o singură noapte. Tot timpul se găsea câte ceva, tot timpul era câte ceva, așa că dau dreptate băieților. Mama lui era în dormitor și vorbea cu altă mamă despre acest lucru, pentru că normal că și ea e deranjată. De atâta timp, de atâtea zile, tot Albert se află între cele două fete și ea făcea că eu nu mă bag, chiar nu se bagă, să facă ce simte. Păi el nici nu știe ce simte, a și spus. Apoi Antonia chiar spunea că ea e hotărâtă să-i dea timp și să-l lasă în pace. Da. Păi ar fi trebuit lăsat în pace, chiar nici nu trebuia să insiste atâta. Ar fi trebuit să aibă mai multă minte la vârsta ei. Nu să se țină atâta de băiat și forțat să-l pupe. Că nu o să-l mai preseze. O să fac un pas în spate. Trebuia să fi făcut după primul refuz pasul acela în spate. Și apoi povestea Antonia că îl place foarte mult. Păi poți să-l placi, ce dacă îl placi? De-aia trebuie să fii călare pe el. Întrebat, Albert spunea că n-are încă un răspuns, ca să vadă care e cea mai potrivită și în caz că nu găsești niciuna, azi că nu e nicio problemă. Păi nici nu este. Că poate să iasă căsătorit sau nu, dar că nu vrea să facă ceva forțat. Exact acest lucru încerca Antonia să-l facă, să-l forțeze. Cu forța trăgea de el că s-o pupe. El a pupat așa pe față, partea asta, și ea era așa cu boticul spre el. Eu n-am mai văzut până la vârsta mea, n-am mai văzut așa ceva. Nici când aveam 18 ani, niciodată. Un băiat să insiste la o fată, da, am văzut. Că și la mine au insistat. De fapt, cred că nu este băiat să nu insiste la o fată, pentru că ăsta e rolul bărbatului, să insiste. Cum zicea cineva, bărbatul e dator să încerce. Bărbatul e, nu femeia să se țină, pare foarte ridicolă. Deja s-a făcut de râs la toată țara, la toată lumea. Pentru că și aici în Rodos sunt oameni care urmăresc Mireasa. Dar ea își cere scuze și crede că gata, s-a șters tot. Cum i-a spus și mama ei în scrisoare, că deja a făcut-o de râs. V-ai dat seama, merge mama ei pe stradă, toată lumea o arată cu degetul, cunoscuți. Ia uite ce face fata la casa Mireasa, să face de circul lumii. Urât. Albert, Antonia și Andrada. Telenovela continuă. Știți doar că Antonia a insistat foarte mult pentru ca să fie cu Albert. Ea nu-și dă seama câți ani are, nu-și dă seama că el e copil fără experiență. Nu-și dă seama. Sau poate pe asta se bazează, că nu are experiență și vrea să îl prostească așa cum știe ea.
Nu mi-a plăcut deloc insistențele. Spune-l, mă place, da sau nu, sau... Ce ar fi putut să spună? Ce putea el să-i spună ei? El zicea doar că nu vrea să se grăbească, că vrea să cunoască toate fetele. Ce nu i-a fost clar? Nu înțeleg. Da. Apoi, el i-a și spus că vrea să mai analizeze cu cine se potrivește și cu cine nu, dar a doua zi a venit la el și a zis că îi pare rău. Tot timpul așa face. Tot timpul. Zice niște prostii și după aia că îi pare rău. Și iar zice și iar îi pare și tot așa. Că nu o să mai facă nimică. Apoi am văzut-o că a vorbit și cu Silviu. I-a zis și lui, i-a spus punctul ei de vedere. Că ar vrea să mai aștepte un pic ca să vadă dacă el se va îndrăgosti de ea. Păi, aceste atracții sunt sau nu sunt? Nu există azi nu mă placi, dar poate o să mă placi cu timpul. Nu există așa ceva. Chiar nu există. Și mai ales cu caracterul ei, îl îndepărtează, nu-l apropie, punând presiune pe el. Că tot ar vrea să mai încerce. Ce să mai încerce? Eu spus clar, Albert, că vrea să cunoască și celelalte fete. I-a zis. El făcea să facem ce simțim, să facă ce simte. Păi normal. Și ea făcea, simt că mă placi, nu vrei să faci ce simți. De unde simte ea? Simte în locul lui, e empatică. Simte, nu simte nimica. Nu-o place. Nici pe ea, nici pe Andrada. El acum e în tatonări, vrea să vadă toate fetele, să discute cu ele. E foarte devreme ca să o placă. Și mai ales cum face ea, cum spuneam, îl îndepărtează. Scandal în casa băieților între Valentin și Silviu. Silviu am văzut că o lua mai în glumă, dar Valentin chiar se enervase și cum el râit, striga, taci din gură, lasă-mă în pace. Am văzut că Silviu nu se lăsa deloc, în continuu comentar. Ar fi trebuit lăsat în pace dacă vede că se enervează. Nu. Nu-l lăsa în pace. Nu-l lăsa deloc în pace. Apoi am văzut că a venit, a glumit de fapt Alex cântând, a zis așa, câinele care latră nu mușcă, iar când plouă stă în cușcă, cam așa ceva. Eu am râs, pentru că mi s-a părut așa comic. Când ai la alții, da, urlau, zberau unii la alții, ieși afară, lasă-mă în pace, vorbe urâte, nu se poate. Milogule, asta au spus amândoi unul la altul. Și cred că amândoi au dreptate. Păi cine nu știa, l-am văzut pe Cristian că se uita cu gura căscată, ei nu știa ce să vorbească, cu cine să țină. Unii băieți am văzut că au luat-o în glumă. Nu-i corect ce fac ei. Silviu spunea, lasă-mă. Altul, Valentin, făcea, ești un pămpălău, ești un bădăran. Multe cuvinte care nu le-am auzit din cauza bipurilor, pentru că nu se pot reda. Sunt pe un post național de televiziune, nu poți să vorbești așa ceva. Și la ora la care sunt, de fapt era pe Antena Play, dar oricum sunt copii care se uită. Să știți că la unii dintre telespectatori, mai ales la cei foarte tineri și la copii, cei de, și mamele și fetele și băieții, sunt mai mult fetele și băieții, sunt un model. Zice, uite, te-au ajuns la televiziune, vedeți cum vorbesc. Și așa să fac și eu, să îi poate imita. Își închipui că e bine. Nu e bine, nu e bine absolut deloc. Pentru că acești băieți n-au gândit. Tot ce au vorbit au făcut-o fără să gândească. Și nu e deloc plăcut, mai ales că sunt toți au familie, toți au rude, toți au prieteni afară. Dar uite că au dat de camere, au uitat și s-au lăsat, s-au dus de bani. Cam atât am avut până astăzi și vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere!